Noi controle în județul Olt pentru prevenirea răspândirii COVID-19. Polițiștii, jandarmii, polițiștii locali și reprezentanții ai DSP Olt au făcut verificări în toate zonele comerciale și în piețe pentru a vedea dacă oamenii respectă măsurile de protecție. Dacă până acum vizați erau administratorii societăților comerciale care sunt obligați să respecte normele de prevenire a îmbolnăvirii, de data aceasta și cumpărătorii au fost în atenția oamenilor legii. În cadrul activităților desfășurate au fost legitimate 400 de persoane și verificate 47 de mijloace de transport în comun. Din cele aproape 70 de sancțiuni aplicate în urma controalelor, majoritatea au fost pentru nepurtarea măștii de protecție. În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 69 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală, în valoare totală de 9.200 de lei. Amenda pentru nepurtarea măștii de protecție este cuprinsă între 500 și 2.500 de lei.